ce-i cu tine de noapte așa? Ce-i cu tine de noapte așa? N-ai mai avut floc? Nu, aș spune mai de zi. Am sunat iar cu ala altceva, a, că nu, că n-are butonul, nu, nu știu ce. Păi nu ți-a venit ăla? Nu. Am dat-o în Spania. Vine că vreau 7 ca așa. Dacă îl vezi pe tipul de aici, știi că lucrează la carcel. Așa. Să-i spui, am dat comandă. Da, pe Alex ăla. Bun, ce ne trebuie să o oprim întâi, să dezarmez, să ne uităm la centrala aia dreaptă, acolo. De ce? Să nu, opri, să vedem și noi dreacu, merge, nu merge. Hai că spun după calculat. Hă? Spun după telefon, dacă merge. Da? Adică ca să nu fie dreapta, o țeavă spartă, o brațul ia. Dar ce a zis să stăm, să nu dăm căldură la ăștia? La cine? La, în secții? Da. Nu, uite, sănătos la cap. Și nici în vestiari? Ai, mă? În vestiare a zis cum să o lăsăm. Atunci dacă zici că te uiți tu pe telefon, bun, fără la poartă. Sau vrei să dai drumul la panare? Hmm? Dai drumul la osmozi? Da, da. Păi sunt cuburile pe sfert. Trebuie pus și sacul ăla de sânge.
păi nu, să cu coață are ăsta un vecin, o iederă de 2 metri în lupă, e cât peste asta și sare bum, direct pe capotă. Ce ții, pula mea?